Neața, mămica. Ne ducem? Unde ne ducem? Ne ducem la policlinică. Salut, Ariana. Ne ducem la policlinică, ne ducem să cumpărăm masă, să vedem dacă ați găsim pentru computer. Fier de călcat și de asta care pui haine. Nu știm cum se numește. Aplostru. De ce ești aplostru? Am cumpărat de asta pentru rufie. Am cumpărat fier de călcat. Vitec. Asta nu l-am lăsat la botanica pentru că Cristina are de călcat. 600 de lei, 30 de euro. Era la reducere și cu 3 ani garanție și super, 2400 de W. Și am mai cumpărat pentru casă niște chestii, cuțite, funduri, brum. Tazuri. Ligiane. Pe urmă ne-am dus la bancă. Am terminat și cu banca, am avut niște treabă. Și acum am venit la plăcinte să mâncăm ceva. N-am mâncat toată ziua nimic și de acum e ora 3 acuși. Și o să vă arătăm ce să mâncăm. Ariana, pe unde doarme, pe unde e capricioasă. Da, am fost la policlinic, tot super. Am fost și la policlinică, da, la control, ne-am controlat. Am adăugat aproape 2 kg, avem 4 kg, 990 grame. 5 kg aproape. Da. Aproape și-a dublat de când s-a născut, adică încă nu, s-a născut... 300, 400. 300, acum 1800 a pus, adică vreo 70% din greutatea de când s-a născut a pus deja. Peste vreo lună cred că o să dublez. Nu, pentru că de acum prima lună dau cu copiii mici cel mai mult, pe urmă se începe 1 kg 200, 1 kg pe 500. Pe lună? Da, pe lună. Așadar, hai să mâncăm. Ducem să mâncăm, ne-am mâncat. Afară numai ce a plouat așa de tare. Adică a durat vreo 10 minute, dar a plouat foarte tare. Mimica? Aer curat. Aer curat, curat, da. Da, dar tot de una parcă. Da, tot e nădușală încă. Spate e întâi pe tine. Ariancic doarmi încă. Doarmi zelătușca. Ce ziceai tu? Colțunaș cu cartofi în sos de ciuperci. Sunt foarte gustoși, nu-i faci. Eu o să-mi iau o zeamă și o plăcinte. Înainte. Și o plăcinte cu brânză de vaci. Și un oranjado. Da, și un oranjado. Unde e? Arată. Des. Cât de norocos poți fi eu azi? Da. Am găsit miere. Am găsit vreo miere. Care sunt șansele? Eu am găsit afară un copac cu miere și am luat miere. În Chișinău, la Plășini. Asta să fie desertul la mine după Plășini. Am găsit ceva. Bani. Asta e mai bun ca banii. Asta proteine. Dă viața asta. Așa, ne-a venit orangeadu. Și pâine de casă, aici și țou de casă, ca la țară. Într asta și e fișca la Plășinte. La bunica, așa. La bunica, da, este de asta. Și aici ornamentașul. Da. Frumos, ca la țară. Sergiu, cu apă zămușoară. E bună? Ca la țară. Ca la țară, o. Și are tocmaș, carne, cărniță și verdețuri. Da, pătrunjel, roșii, morcov. El smântână nu mănânc, ne-o lasă în ei, eu mănânc smântână. Așa. Așa cum Sergiu n-a terminat zeama, mama o să termină zeama. Ce frige? Plăcinta e super, ca întotdeauna la plăcinte, plăcinta e super. Super. Cu verdeață și cu brânză. Ca la țară, foarte gustos. Numai cu frigii. Dacă-s fost și s-ai suflat cineva. Da. Și cine nu-i suflu? N-am când. Mamica, ai venit colțunașii? Cartofi? Gustos? Da, ca întotdeauna. Ele sunt numai cu frigii. Ce are n-am? Cartofi. Cartofi cu ciuperci și smântână, da? Da, e un fel de sos de smântână. Savurez?
acum mâncăm merele. Catarsis. Tare, 20 de ani acum. Soacre. Tu te grăbești. El se grăbește. Îmbătrânește. Așa ne-am petrecut noi timpul de azi. Noi vă urăm o zi bună sau o seară bună. Ne revedem!